Bun găsit tuturor! Iată-ne din nou la sala de lectură a Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, unde, la interviurile bibliotecii, îl avem astăzi invitat pe profesorul, scriitorul și președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara, domnul profesor Cornel Nistea. Bine ați venit, bine ați revenit acasă, pentru că, într-un fel, suntem cu toții acasă aici la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. Bine, v-am regăsit, v-am revăzut. Este un moment special pentru mine să mă pot mărturisi, pentru că ceea ce spune omul poate deveni un fel de istorie a lui. Asta vrem și noi prin acest proiect, să păstrăm memoria culturală a acestor locuri, pentru că fiecare dintre dumneavoastră creatorii scrieți o pagină de memorie culturală în județul Alba, în România și poate chiar și pe plan universal. Acum, ce pot să spun eu, că undeva în munții Apuseni, la poalele Trascăului, într-o zi frumoasă de 6 august, foarte aproape de o sărbătoare creștină importantă a românilor ortodoxi, vedea lumina zilei un prunc frumos, un prunc care s-a venit cumva din izvoarele acelea tămăduitoare de la Sălciua și care peste ani avea să devină un nume important în literatura română contemporană. Cornel Nistea s-a născut la Sălciua în ziua de 6 august și peste timp ne-a făcut părtași la secvențe din viața domniei sale, puse în pagină, în cărți, un buchet din ele le-am adus și noi aici, pentru cei care ne privesc, dar sunt mult mai multe și pe parcursul timpului o să încercăm să le prezentăm pe fiecare. Deocamdată însă să ne întoarcem acolo, la izvoarele de la Sălciua și la casa părintească atârnată cumva pe un colț de deal, la poalele Trascăului. Da, e un spațiu deosebit acolo la noi. Sunt dealurile alea. Practic, Sălciua este într-o zonă montană, dar sunt niște dealuri așezate acolo, mai domoale, pe care oamenii au lucrat, au muncit, au cultivat cereale, s-au ocupat cu creșterea animalelor și copil fiind am văzut acest spectacol al lumii, al muncii, al sărbătorii, al trecerii peste ani, cu tot felul de evenimente. De la naștere, la botez, la moarte, nuntă, toate m-au impresionat. Poate că cel mai mult m-a impresionat participarea la șezătorile de tors, când o soțea pe mama acolo și auzeam poveștile fabuloase ale femeilor de acolo. Dar, acum, stând să mă gândesc înapoi, sunt uimit că la 7 ani eram păstor de oi. Și la noi era obiceiul să se ducă oile în imaș, acolo unde se punea un staul și se punea lângă staul o crambă și mama și cu mine noaptea păzeam oile. Iar a doua zi, eu trebuia să le scot la păscut după ce se ridica negurile, după ce se ridicau negurile și să am grijă de oi. Și mă tot gândeam mai târziu, cum au avut părinții mei încredere să lasă un copil acolo, în imaș, să aibă grijă de oi o jumătate de an. Cornel Nistea, oare atunci în seriile acelea splendide de vară cu stele, să fi născut așa sâmburele acela în creației, în mintea copilului Cornel Nistea? Da, scriu ceva despre treaba asta. Am din copilărie o prima amintire. Prima amintire a copilului este într-o seară fabuloasă cu cer înstelat, cu lună plină, când părinții se întorceau de la o petrecere, cred că, cu mine și cu fratele meu, Gheorghe Îmbrațe. Și, deci, atât de fabulos mi s-a părut cerul și lumina pe care o răspândea lumea peste teritoriul acolo,
încât n-am mai putut uita niciodată. Evident că, pe urmă, copilăria mi-a fost marcată în mod dramatic, într-un fel, când s-au născut frații mei următori, despre care vorbește și Freud, despre cu întâmplarea lui Goethe la 4 ani, care a început să spargă tot, că s-a născut un frate. Și părinții, pentru că mai erau un frate mic de care trebuie să sugrasă mame, a făcut părerea mea o imprudență teribilă. M-au dat să mă țină rudele mele din satul Cioara din Baia de Rieș. Și își amintește verișoara de mea că nu m-am putut acomoda deloc acolo și stăteam mai mult sub masă. Iar când m-au recuperat părinții de acolo, l-am pedepsit pe tata, nu mai puteam lăsa de mână. Dacă se ducea și în locurile cele mai intime, nu te mai las. Trebuie să mă iei cu tine. Ei bine, copilăria s-a derulat așa, s-a născut și Ovidiu mai târziu și mi se părea tot timpul că sunt un copil abandonat, nu mai avea vreme de mine. Și am descoperit în peisajul ăla pe care tu știi, dincolo, mult mai jos de nuc, o râpă în care mă jucam în nisip. Și a fost o chestiune fabuloasă, că acolo, răcăind în nisipul ăla, în țărâna aia, am descoperit un cioc de blid. Și acolo era o picătură verde de smarald. Și cred că, gândindu-mă mai târziu, de acolo a început elementul estetic. Bucuria de a vedea frumosul făcut de mâna omului. Cum? Bucuria asta a lucrurilor făcute de mâna omului s-au multiplicat extrem de mult. Pentru că veneam pe mama cu mușcoseale, coseau ei, o cămașă a copiilor. L-am văzut pe tata cum meștera o unealtă, cum punea un dinte la o greblă, să mai știu eu. Și toate lucrurile astea au fost lecții de viață și pe care le-am dus cu mine și la care am meditat. Aha, oamenii fac lucruri esențiale, necesare pentru existența lor, sau era un lucru extraordinar să-i văd pe părinții mei lucrând în grădină, la culesul cucuruzului, a bostanilor, a verzii, a cartofilor. Au fost multe lucruri frumoase. Cred că acel colț de rai de la Sălcioa a însemnat și o sursă importantă de inspirație pentru copiii din familia Nistea și, de asemenea, cred că părinții v-au sădit acest gust pentru estetic, pentru frumos, pentru creație, pentru că mai sunt încă alți doi frați, știu eu, care creează într-un fel sau altul și care sunt cunoscuți și ei. Dar m-aș întoarce la dumneavoastră și la ceea ce ați spus, lecții de viață. Oare toate aceste lecții de viață pe care le-ați strâns acolo în anii copilăriei să fi însemnat punctul de plecare înspre creația literară? Sau unde s-a născut, în ce moment al vieții s-a născut scriitorul? Mai întâi e bucuria frumosului, de a vedea frumosul, de a-l sesiza, de a te emoționa de ceea ce este frumos, de mesajele astea. Și nu poți să... Bineînțeles, copilul, reevaluând și copilăria, mai târziu, la maturitate, ce-și aduce aminte? Bă, cât de frumos era la Crăciun când mă duceam cu steaua și colindam. Și ne duceam... Seara o porneam iarna dintr-un capăt de sat și ne duceam peste tot, fără să mai cunoască cărările, și ne speriam de duhuri rele și atunci, speriându-ne, aveam niște soluții. Sunam prin zurgălăi stele și strigam, Duru Behehe! Și duhurile rele dispărea.
Și așa am cunoscut tot satul. Acum văd oameni din sat pe care i-am văzut pentru prima dată. E foarte interesant asta. I-ați cunoscut și i-ați și pictat în metafore, în multe dintre romanele dumneavoastră, în multe dintre prozele dumneavoastră, apar portretele sălcioanilor de atunci și de mai târziu. Dar revin la întrebarea mea. Într-un moment al vieții dumneavoastră, din sâmburele acela mic numit Cornel Mistea, a început să crească planta creației literare. La acel moment aș vrea să ne oprim. E un moment dramatic. E un moment dramatic. Sau era dramatic atunci. Eșuând mereu, nu știu, în primii ani de școală, eșuând, m-am pomenit la liceul din Baia de Arieș, fără să fiu anunțat în prealabil de diriginte că sunt exmatriculat definitiv din școală. Lipseam de la școală, aveam corigențe, aveam nu știu ce, știi? Și atât de rușine mi-a fost, încât când am luat vacanța, n-am îndrăznit să mă urc în tren cu colegii mei și am traversat muntele pe prima zăpadă. Acolo, trecând muntele, emoții, pentru că mi-am lăsat aminte de haitele de lupt pe care le-aș putea întâlni, și am ajuns acasă, obosit, speriat, Doamne, ce să fac? Va veni scrisoarea de la liceu, ce o să zică părinții? Și am avut, a apărut o idee, un gând salvator. Am rămas aminte că în podul casei sunt niște cărți. Gata. Am urcat în podul casei și am venit cu jos cu un braț de cărți. Acum se pune întrebarea, bă, în munții Apuseni, de unde țăranul ăla a avut cărți, mă, acolo? Și nu orice fel de cărți. Și nu orice fel de cărți. Fratele meu, Victor, care era student la drept, avea pasiunea cititului și adusese, tata urcase cărțile, n-aveam bibliotecă. Și din brațul ăsta de cărți am început să citesc. În mod incredibil, în mod paradoxal, prima carte pe care am citit-o în viața mea la 15 ani a fost cel mai mare scriitor al lumii, Lev Tolstoi. Stăpân și slugă. Păi, ce lume! Despre ce lume vorbește? Ce personaje? Ce oameni? Și intri în altă lume, cunoști o lume nouă. A doua carte pe care am citit-o, și asta le-am spus-o copiilor, elevilor mei, băi, eu am citit la 15 ani Pădurea spânzurațelor lui Răbreanu plângând. Și voi, de ce nu o citiți? A fost lucruri extraordinare. Urmă mai citit niște cărți acolo. Dar urmă a fost un hiatus mare. N-am mai citit. Au fost evenimente, m-am dus la școala silvică, acolo n-am mai fost condiții. Dar când am venit repartizat la Aiud, în un capăt de linie ferată aproape de pușcărie, am văzut o mobilă de cărți depozitate acolo cam o sută de metri. Erau vagoane de cărți confiscate de la mari oameni de cultură și din biblioteci și puse acolo. Și de acolo am sustras câteva cărți. M-a văzut șeful de depozit. Bă, ne bagă în pușcărie! Scritori interziși, bănuiesc, la vremea aceea. Cine mai știe? De la unii le-a luat toate cărțile. Dar știți de ce zâmbeam? Pentru că este prima dată când aud ca măsură a numărului de cărți, metru. Metri întregi de cărți. Peste 100 de metri de cărți. Am intrat în putrefacție. Am aruncat cărțile pe care le furase, le luasem, dar seara după ce a plecat șeful, am revenit.
Și m-am întors cu câteva cărți pe care zic, aha, chiar mai e așa. Astea sunt începutul bibliotecii mele. Și de atunci am mai început iar să citesc. Ce lecturi aveam atunci? De pildă, Blagarian era interzis, Arghezi era interzis, păi ne era interzis să citim aia Goga, nici vorbă, să citești Goga care era socotit fascist și antisemit. Dar ce m-a impresionat era că ne erau interzise cântecele de vitejie ale lui Coșbuc. Și atunci, totuși, am mai citit câte ceva, dar cred că cea mai importantă lectură de atunci, din anii aceia, înainte de a intra la facultate, a fost Dicționarul Limbii Române Moderne, pe care l-am parcurs în întregime, pentru că aveam nevoie de vocabular. Până să ajungem la anii studenției, aș rămâne puțin încă în atmosfera aceasta a copilăriei și a adolescenței. Noi împreună am călătorit foarte mult prin județul Alba, pentru că așa au fost valurile vieții, amândoi împătimiți de cultura populară. Și într-una din aceste deplasări ale noastre în județ, mi-ați povestit o pățănie pe care acum mi-am amintit-o, pentru că ați pomenit de trenul de la Baia de Arieș spre Sălciua, Mocănița, bănuiesc la vremea aceea, dar mi-am amintit că ați mai avut un mod de a parcurge drumul de la Aiud spre Sălciua, într-o aventură fabuloasă, pe care nu am regăsit-o încă în niciunul din romanele dumneavoastră, dar nădăjduiesc că la un moment dat va apărea, pentru că este realmente fabuloasă acea aventură. Am scris totuși ceva, în urmă cu vreo 10 ani, e o povestire intitulată Arhanghelor, în care eu mă imaginam. Lucram la Ocolul Silic și ăștia aveau niște cai uriași care au făcut războiul săraci. Și trebuia să mă duc undeva să înlocuiesc casierul și să mă duc la Verișoara să plătesc niște oameni acolo și zic, de aici trec muntele acasă. Iarna, să specificăm. Era primăvară, sfârșit de primăvară, dar pe munte sus era zăpadă, urme de lupi, iar emoții, nu știu ce. Calul nepotcovit de iarnă, ce să fie potcovit, cade calul cu mine cu tot, să ajungem într-o râpă. Și cu chiu cu baia ajung acasă, dar după ce mă ajută niște țărani acolo, că nu mai puteam ține calul, știi? Dar altă dată, am repetat, toamna. Am repetat excursia și era obiceiul acolo, adică țăranii își lucrau pământurile, tocmai să se cerase, era excepțional și apropiindu-mă la 2 km de casă, calul nu a mai vrut să meargă. Și a simțit, deci, lupii sau așa ceva, ne-am băgat într-o colibă și am stat acolo. Întâmplarea asta a dat naștere la novela asta, Arhanghelul. Eram un fel de arhanghel. Dar ce vreau să nu uit este că, cum devii scriitor, totuși? Asta urma să vă întreb, că cumulul acesta de întâmplări ale vieții pe care le-ați trăit sau le-ați auzit povestite în șezătorile acelea de acasă, împreună cu lectura pe care ați avut-o, să fi fost cele două coordonate care v-au format ca scriitor? Da. Mai înainte mi-aduc aminte de primele creații. Prin clasa a cincea am scris câteva versuri. Eu m-am îndrăgostit deja și am scris câteva versuri, știi? Și le țin minte, dar nu le spun. Au mai fost și alte versuri sau au mai fost singurele? Au mai fost și am debutat cu versuri. Am debutat cu versul în Vânătorul și Pescarul Sportiv. Dar ce s-a întâmplat?
ce s-a întâmplat. Cum devii scriitor? Aici rămâsesem cu povestea. Trebuie să fie un punct de plecare, în afara lecturilor, a pasiunii. Să crești și tu o lume, cum ai văzut-o acolo. Așa, aici ești liber să scrii. Dacă te ascultă toate personajele, că întotdeauna te ascultă. Un copil de clasa a treia m-a întrebat, dar n-ați avut dificultăți? V-a ascultat întotdeauna personajele? Nu, domnule, au fost situații în care nu m-a ascultat. Și-a trebuit să revin, să numai să le îmbrânzesc, să povestesc cu ele. Prima treabă serioasă a fost, am făcut liceu seara la Iu după exmatriculările alea. Și era un concurs Eminescu de literatură. Și un prieten de-al nostru cu fratele meu, Gheorghe, au scris împreună, cică, o poveste și au trimis-o la București și au luat loc întâi pe țară. Pe fratele meu, Gheorghe, nu citise în viața lui nimic. Păi cum să iei tu locul întâi pe țară? De aici venea cică ăla, în paranteză. Și ce fac? Scriu o poveste. Poveste, frunze de mesteacăn și o dau la profesor. Voi, bine! Da, am luat locul 2 pe țară. Dar mă tot gândesc câte greșeli de ortografie o fi avut. Acum vorbește profesorul Cornelis. Vorbește, da. Dar zic, mă, cum nu mi-a corectat asta lucrarea? Poate luam și eu locul 1, că am rămas cu locul 2. Asta... Eu mă gândesc așa, că fiind un concurs de creație, jurul de acolo a simțit... Nu, era substanța, adică a simțit că ăsta are, întâi, transmite un fior uman, nu? Literatura asta face așa o emoție și era o poveste de front, cred că, pentru că, apropo de realitate, la noi acolo în 44, au fost luptele dintre batalionul fix de acolo și hortiștii. Și tata a participat la luptele astea, am avut niște emoții, aveam 5 ani. Și mă întreabă lumea, ce știi tu la 5 ani? La 5 ani prea am emoția, tata va fi împușcat și nu mai am tată. Și din când în când mai venea acasă și îi spune mamei, vezi că de acum mai rău, începem luptele. Și emoțiile astea, evident că contribuie la o anumită personalitate a ființei, adică dezvoltă sensibilitatea. Da. Foarte multe din aceste trăiri au apărut la un moment dat în cărțile scrise de dumneavoastră, dar pe lângă aceste emoții, pe lângă lecturile pe care le-ați făcut, pe lângă îmbogățirea vocabularului tot prin lectură, ați simțit nevoia să mergeți și înspre Cluj, înspre studiile superioare, care să vă întregească cumva pregătirea pentru ceea ce avea să devină scriitorul Cornel Mistea. Clujul a însemnat o etapă în formarea dumneavoastră ca și scriitor? O lungă etapă. Mai întâi s-a întâmplat așa, că eu fiind, având studii silvice, am început o școală tehnică silvică, care s-a transformat în școală profesională, am învățat lucruri extraordinare despre natură acolo, despre ce înseamnă pădurea, ce înseamnă copacul, ce înseamnă multe lucruri. Ce valoare are pădurea. Și îl întreb pe fratele meu, Victor, care era avocat la Sibiu, bă, ce să fac? Să mă duc la silvicultură sau să mă duc la filologie? Bă, dacă vrei să ți se facă statuie, du-te la filologie. Ca să mă întorc la filologie, a trebuit să pun mâna pe carte. Și am trudit imens. Adică erau examene grele și la limba română, dar erau două examene de istoria României și istoria universală. Învățam... Dimineața de la 5 mă duceam pe malul Mureșului și citeam și învățam, veneam acasă, scriam pe perete lecția, o recapitulam și la filologie, la admitere, adică nu puteam, era rușine să rămân fără facultate. Și de unde pui că
trebuia să fiu întreținut la facultate, pentru că nu eram sigur că am bursă. Și eu la 20 de ani, băi, să te duci tu student la Cluj, în anul întâi să faci 5 ani de facultate acolo. Ei, am avut o revelație acolo. S-a dat ceva ce la filologie, la literatură, ceva ce colegii nu se așteptau. Tot timpul se aștepta să se dea ceva revoluționar, ceva partinic. Și n-a fost să fie așa, s-a dat pseudo-kinegeticos, că îi mai întreb cu regulă, mai știți ce s-a dat la mintele? Nu, puțin mai știu. Dar la gramatică, mă, mai știți ce s-a dat, mă? Un text din Creangă. Ia să vedem cine a zvârlit buzduganul lista mai sus, a aceluia să fie bani. Și învățasem de unul singur la Iud gramatică. Am învățat nebunește. Și când, așa, la istorie, istoria României, am luat la admitere nota 9, era oral numai, știi? Și era o notă foarte mare, pentru că media de admitere a fost, nu știu dacă a fost cineva cu 9, era cu 8 și... Și aflu că trebuie să dau și la istoria universală și nu citise nimic. Și am stat noaptea și am citit 3-4 lecții. Și mi-a venit cu una din Paris pe care am știut-o foarte bine și am luat iar nouă. Data la... Făcusem greșeli la literatură, nu știu ce, și când m-am dus să mă uit pe listă, am început să mă uit de jos. Nu mă găsesc. Eram al 8-lea pe listă din cei 200-300. Deci, serialistul a făcut performanță. Și au venit anii de facultate, ani în care v-ați ancorat cu trup și suflet în studiu. Nici vorbă. Nici vorbă să studiez de ce se făcea acolo la facultate. Fiind o perioadă pusă sub girul unui partid. Nu, dar da. Și asta. Da? Eu bănuiam da, că asta... Dar se făcea literatură, istoria literaturii vechi. Eu bănuiam că din cauza literaturii de partid sau de comandată de partid n-ați vrut, pentru că am întâlnit tematica asta la multe din scrierile dumneavoastră. Da, s-a întâmplat și asta. Sper să nu uiți să-ți vorbesc despre lucrul ăsta. Nu. A fost iar un moment teribil. Stând în căminul studențesc, un coleg mă descoperă că n-am citit Crimă și pedeapsa lui Dostoievski. Și au râs de mine să prăbădească. Și o lună de zile m-am dus la biblioteca universității și am citit Crimă și pedeapsa. Am conspectat-o, Crimă și pedeapsa. Ce s-a întâmplat? Că în loc să se facă Blaga și mari scriitori români, se făcea Bolia cânta Iobagu. Și profesorul a făcut o chestie foarte urâtă. Ne-a dat extemporar. Și eu scriu pe un bilețel, băi, dragi colegi, nu scrie nimeni nimic, o porcărie, nu se face Blaga, nu se face Bolia. Și mi-a depistat bilețelul și mă pomenesc cu el pus la gazeta de perete. La vizier. Și un alt, și o știre acolo. Iată cu ce se ocupă studentul Mistea în timpul orilor. Am fost norocos că nu m-am matriculat. Apropo, dar n-am uitat să zic ceea ce vreau să zic. De realitate, cine se preda la socialismul științific, la economie politică, nu știu cum, lecțiile urâte care se făceau la istoria literaturii vechi, nu prea înțelegeam nici teoria literaturii. Și atunci mi-a venit în minte o idee să apelez la doctori. Și am obținut un lucru extraordinar. O scutire de 40% din prezență. Să nu mă duc la 40%. Ei,
nu m-am dus eu mai mult de 40%, pentru că vorbeam cu șefa de grupă, cu Olimpia Varului, tu nu mă mai pune absent atâta. Și atunci citeam imens în biblioteca universității. Am citit cărți fundamentale. Atunci am citit pe Kafka, pe Camus, pe Faulkner, pe Hemingway, pe Steinbeck. Așa. Dar trebuia să dau examen, să obțin notă de bursă, medie de bursă. Pentru că părinții mei erau maestăriți acolo la Sălcioa și aveau prea mult pământ. Mă duc în audiență la rectorul Daicoviciu. Tovarșul rector. Uite, eu sunt din Munța Cusen, sunt nepot de al lui Avram Iancu. Vreau să-mi dați bursă. Păi nu pot, bă! Pentru că ce salar am eu? Uite ce salar am eu, cum să încalc legea? Și îmi dă cămin gratuit, nu știu ce, și îmi dă o idee. Du-te acasă și spune-l tatăl tău să înstrăineze pământul ăla. Și așa am putut obține bursă după ce tatăl a înstrăinat pământul. A fost greu. Și am mers mai departe, am început și să scriu. Și aveam o plăcere grozavă. La Cluj era o cafenea selectă. Cu scaune tapizate, cu fotolii, și mergeam acolo cu banii puțini care aveam, comandam un ceai, o cafea și stăteam și citeam și scriam ore întregi. Dar am scris cam degeaba atunci, că n-am putut publica nimic. Asta vreau să zic, că au trecut mulți ani în care ați scris, dar n-ați publicat, gândindu-vă probabil că trebuie să se coacă puțin aluatul acela. Dar înainte de a merge spre momentul în care ați început să publicați, Clujul a însemnat și o întâlnire providențială cumva cu un alt sălcioan important care v-a sădit în suflet dragostea pentru tradițiile din această parte a țării, în mod special, din Sălcioa, în mod special, pentru că nu întâmplător ați început interviul nostru cu amintiri legate de obiceiurile și tradițiile sălcioane. Da, dar mai înainte de a vorbi despre întâlnirea mea cu Valer Butura, cu marele etnolog Valer Butura, vreau să spun că la Cluj am cunoscut cultura adevărată. Am fost conștient că trebuie să mă duc la spectacole importante, la concerte, la teatru. De unde a venit conștientizarea aceasta? Păi că trebuie să fiu un... Erau întâlniri ale studenților în care se purtau discuții vis-a-vis de aceste lucruri sau? Nu, eu simt, mi-a zis, trebuie să devin să... Eu sunt un incult. Eu vin din Munța Pusen. Păi nu știam să țin furculița în mâna stângă și cuțitul în mâna dreaptă. Și îmi spune Melania, colega mea, mă, pentru nici atâtea lucruri nu știi. Dar cu Melania am avut o altă chestie, și o să trecem și la Valer Butura. Primul concert sinfonic. Stăteam lângă Melania, o grăsuță așa, o colegă de grupă, și simt că mă doare capul. Emoții uriașe și nu îndrăznesc să o întreb pe Melania ce să cânte. Ce jenă! Măi, Cornele, Sinfonia nouă de Beethoven. Hai de niște! Deci eu nu cunoșteam Sinfonia nouă de Beethoven. A fost o experiență extraordinară. E bine, tot în anul întâi, profesorul nostru de folclor ne-a întrebat fiecare de unde suntem, cum ne cheamă, ce nu știu ce. Băi, aici la Cluj avem un profesor deosebit, etnologul Valer Butura. Și nu-l cunoști, nu-l cunoști. A doua zi m-am dus și l-am căutat la Muzeul Transilvaniei, a făcut cunoștință. De necrezut, Valer Butura,
cu 20 de ani mai mare ca mine, cred că, sau 25, m-am îmbrățișat, bă, sărcioane, și am început să vorbim sărcionește și m-am dus în muzeu, am vizitat muzeu, m-am dus în Hoia, în secția de aer liber, mi-a spus ce achiziționat el, casa aia, moara aia, piva aia. Băi, dar să vezi ce lucruri extraordinare au țăranul rare, țăranul român, știi? Și așa, mi-a dat câteva anuale ale muzeului, în care scria el despre păstoritul din Munții Apuseni și despre valorile spirituale de acolo, ce a însemnat și pentru el spiritualitatea populară. Și atunci am început să studiez spiritualitatea populară și când am terminat facultatea, nu la Cluj, ci la Alba Iulia, am început să mă documentez și să fac pasiune pentru folclor și etnografie și folclor, și am și devenit președintele filialei de etnografie și folclor din județul Alba. Una dintre primele din țară, pentru că această asociație a fost o asociație națională care a deschis filiale în județe, Alba, din câte știu eu, fiind printre primele, alături de Sibiu. Da, da, da. Președinte, așadar, al Asociației Etnografilor și Folcloriștilor din România, dar și un împătimit colecționar de artă populară, un hobby extraordinar de frumos, da, și care a deschis gustul și al copiilor dumneavoastră pentru arta populară. Da. Să nu uităm că veniți dintr-o zonă în care fiecare piatră vorbește despre arta populară, iar Sălcioa, prin excelență, a fost un centru al magiei din Munții Apuseni, cu legende deosebite, dar și cumva locul de naștere al etnobotanicii românești, tot prin glasul acestui Valer Butură, care a scris primul dicționar de etnobotanică românească, respectiv primul dicționar al plantelor medicinale. Însoțite, sigur, de toate descântecele care se spun. Da, un centru care a dăinuit până aproape spre zilele noastre. Mi-a vorbit Valer de multe lucruri. La noi acolo, în Sălcioa, era un doctor popular care făcea ceaiuri și pretindea el că... Întâmplări foarte, foarte frumoase. Și el, atâta lume mergea la doctorul ăsta popular, între ghilimele de doctor, așa încât la un moment dat nu mai curăgea plantele, ci le cosea cu coasa. Și le băgam toate într-un cazan mare și de acolo împărțea câte 2 litri de ceaiul de ăsta și îl întrebă Valer, ce părere ai de coțanul? Dă dracului! Că tătă învățat de la baba asta din vecin. Învățase de la o babă și ce spusese numele babei, știi? Și ce păcat că nu s-au păstrat rețetele babei, pentru că împreună le-am căutat, dar nu le-am mai găsit. Și mi-ați rămas dator, mi-ați rămas dator. S-am promis eu că mai sunt niște oameni acolo care mai știu câte ceva. Și chiar acum, când scriu despre sat acum și despre obiceiurile de acolo și vreau să public o carte despre treaba asta, am descoperit câteva nume de burieni, apropo de omul care ți-am promis că te duc la el să vorbești cu el. Da, și mai departe, ce s-a întâmplat? Nu doar că am cutreierat, că fiind inspector la cultură, am cutreierat Munții Apuseni, că așa mi erau cei mai dragi, adică așa mai făcuse eu excursii de acolo, cu dorința de a descoperi legende. Dar nu prea mai erau legende. Și acolo câte ceva. Aha, a fost la Horia, acolo, la Fericet, un frasin. Și tata lui Horia a pus frasinul când s-a dus cu Horia. Sau erau tot felul de chestii de astea puțin autentice.
Dar ce am cules de acolo au fost colinzele, foarte frumoase colinzele, și le-am și publicat pe foarte multe dintre aceste colinzi. Apoi, apropo, erau momentele alea teribile atunci când se cultivau dealurile alea și munții aia cu lanuri de grâu, de secară, de alac, cine mai știe ce e alac. Și ți-am povestit... Olivia Pima. Mai știe. Ea știa sigur. Un alt nume important din Sălcina. Bărbatul s-o știa. Și la 7-8 ani, când m-a dus părinții la maslu de la Crucea Crocanilor, ce spectacol a fost acolo, de rugăciune. Popii aia, părinții, preoția care au ținut rugăciunile, lume evlavioasă din satele alea, din prejur acolo, din șaua aia de munte. Și... Eu mi-aduc aminte, domnul Nistea, că copil fiind, incredibil, dar am fost și eu copil odată, prima carte semnată Cornel Nistea, care mi-a picat în mână, nici nu avea încă coperți, era doar conținutul cărții respective, a fost exact o carte de versuri culese din județul Alba. Da, principal a fost din zona asta Secașelor. A fost... primul volum editat sau înaintea lui? Împreună cu Ion Mărgineanu făceam lucrurile astea și eu am avut această idee excepțională, poetul Ion Mărgineanu. Așadar, vreau să spun o chestie apropo de maslu. Acolo pe șa, oamenii, după ce s-a sfințit, așa s-a stropit cu apă sfințită și așa și-a... și s-a făcut tot ritualul acela, a fost un moment de meditație a copilului. Mama a pus merindeața pe jos și a pus balmul și a pus plăcintele și tu, Maria, ia de-aci, tu, Ioana, ia și tu numai o țâră. Măi, ce era asta? Și eu m-am mirat din ce nu-mi dă mie, că eu sunt copil. Păi era un obicei al datului. Adică trebuie să dăruiești ca să poți primi. Și apoi mama cu canta, cu apă sfințită, se duce la holdă și trece prin toată holda și o sfințește. Era un lucru extraordinar. Bun, ne întoarcem la anii de studenție și la debut. Au fost ani în care scriitorul a scris. După ce trebuie să subliniem mereu faptul că a ajunge scriitor nu e un lucru ușor. Ajunge scriitor cunoscut, că așa tot românul scrie versuri. Dar ca să ajungi un scriitor cunoscut, un scriitor citit, un scriitor îndrăgit, un scriitor recompensat, și când spun asta nu mă refer financiar, recompensat cu premii, cu merite culturale, cu publicarea lucrărilor sale în mari reviste culturale, cu recunoașterea sa internațională, ca să ajungi până acolo, încă o dată vreau să subliniez că lectură foarte multă este necesară pentru a-ți forma un vocabular, că trebuie să te desăvârșești ca studii, pentru că există o tehnică anume, nu doar înșiri niște cuvinte pe hârtie, trebuie să vorbești foarte corect și gramatica iarăși se învață, desigur, și autodidact, dar trebuie la un moment dat să ai temelia aceea de studii. Dar mai e ceva de dincolo de asta. Dincolo de asta, eu am avut norocul să aflu foarte repede la facultate că există cultură minoră și cultură majoră. Că există mare literatură și mai puțin literatură valoroasă. Și atunci am căutat mereu literatură valoroasă. Dar, apropo, citind o carte, niciodată n-am citit-o fără să nu fac notițe, fără să nu-mi extrag din ea expresii, fără să nu văd ce spune despre un personaj. Deci, ca să devii scriitor, trebuie să studiezi,
Să și studiezi, nu să citești. Nu numai să ai pasiunea, ci să înveți cum au scris alții, să înveți de la alții. Apropo, există un eseu al lui, al marelui scriitor american Marques, un eseu intitulat Cum se scrie un roman, publicat într-o revistă spaniolă, nu mai țin minte numele, și pe urmă ia să citesc eseul ăsta, știi? Și Marques își bate joc de ăia care își închipuie că există rețete cum se scrie un roman. Nu se scrie, nu există rețete cum să scrie un roman, dar cum se scrie literatură, trebuie să înveți de la alții. Să înveți și să, apropo, am așa cum am ea plicuri întregi de citate și de expresii din mari scriitori, inclusiv din câțiva scriitori români, între care un scriitor preferat este Camil Petrescu. Nu Noaptea de dragoste, ci Patul lui Procust. E bine, evident că am făcut pasiune pentru scriitori americani prima dată, pentru Hemingway, pentru Faulkner, Steinbeck, francez, și să-ți povestesc o întâmplare. Când am citit Bătrânul și Mare al lui Hemingway la Biblioteca Universității, inconștientul student de atunci a subliniat pe carte cu tot felul de culori. Peste 15 ani m-am dus și am cerut cartea. Era la fel de mâzgălită. Uite cum se înlănțe amintirile. Și e foarte interesant că mi-ați enumerat aici o serie de prozatori. Prin urmare, proza a fost cea care v-a deschis gustul pentru lectură. Da, prima dată a fost poezia. Prima dată a fost poezia. Făcusem pasiune pentru poezie. Aici aș pune o întrebare. Ați făcut dumneavoastră pasiune pentru poezie sau poezia pasiune pentru dumneavoastră? Și una și alta. Că era o carticică cele mai frumoase poezii și acolo citeam poeți și poeții contemporani români, dar o bucurie teribilă mi-a făcut o esenie și cele mai frumoase poezii din tot felul de formă, poezia germană, poezia canadiană, poezia chineză, din toate citeam. Dar, evident că lecturile mele fundamentale au fost proza, romanul în general și mai puțin proza scurtă de gen Cehov, Bunin, apropo de scriitorul rușii, Steinbeck. Am avut o întâmplare interesantă, am trecut, am pus mâna așa în bibliotecă, să iau o carte, știi, și iau o carte și era Steinbeck. Și unde se deschide cartea? La povestirea, la novela Crizantema. Și o citesc, măi, și mi-am adus-o aminte cu lux de amănunte. Adică dacă este o creație cu adevărat bună și impresionantă, o ții minte. Ne întoarcem la Cornel Nistea. Și revin cu întrebarea mea, când a avut curajul să plece cu manuscrisul înspre tipografie, înspre editură? Până atunci au fost multe lucruri. Mai întâi a fost travaliul ăla din studenții. Am scris proze proaste la început și le-am regăsit recent și zic asta nu-mi placă, nu trebuia să le public. Dar ce s-a întâmplat mai târziu după ce m-am devenit scriitor, adică după ce mi-am dat seama că scriu literatură autentică, mi-a pus întrebarea, păi cum nu mă public? Am început să trimit la reviste, că asta este. Mai întâi vezi dacă te publică undeva, cineva, în reviste, știi? Și la un moment dat îmi spune un coleg, păi mă, publică și tu ceva mai pe lenie. Păi ce e a lenie, mă?
Păi ideologia, mă. Nu știu să scriu cu ideologia. Atunci scrie ceva neutru, mă. A, neutru. Aha. Și atunci am scris câte povestiri mai neutre și am reușit să le să public primele povestiri. În ce an se întâmplă asta? Păi cred că în 79, foarte târziu, la 40 de ani, îți dai neam așa. Și, da, eram bucuros că am 40 de ani, pentru că zic, aha, și Argheze a publicat prima carte la 40 de ani. A, sunt cineva. Și prima proză în Vatra, Romulus Buga era redactor șef. Și da, m-au ținut, bineînțeles. Și a doua proză, în Buceafărul. Tot așa, oarecum facilitat de Gheorghe Suciu, cojudețeanul nostru de la Hemi. Și atunci, într-un singur an, două proze. Și atunci am început să public reviste literare. S-a simțit literare. În momentul în care, în sfârșit, ați ținut în mână revista Vatra și ați citit numele în conținut. A fost teribil. A fost o bucurie imensă. Cu cine îți împărtăși bucuria imensă? Da, în primul și în primul nu, rând. Nu, acum, apropo, eu știu la ce face apropo, că am luat obicei și de la creangă, că îi dădea soție să citească, nu prea cred treaba asta, dar, într-adevăr, Maria îmi citea, soția mea Maria îmi citea prozele și odată am văzut-o plângând, când mi-a citit o proză. Și eu zic, aha, deci nu-i rău. Nu-i rău dacă stârnim sentimente. Da, sentimente puternice, emoții. Și, pe urmă, am făcut cunoștință cu poetul Aurel Rău, șeful de la Steaua, și m-a publicat mai multe proze în Luceafărul, în Steaua. Și acum adunasem 5, 6, 7, 8 proze de-astea. Scurte, nuvele, povestiri, așa. Și au apărut să apară primele elemente critice. Prozătorul Cornel Mistea publică Steaua, nu știu ce, o proză interesantă, nu știu. Aha, așa. Și după toate chestiile astea, mi-am luat curajul să dau la Cartea Românească de la București primul volum. Ce crezi că te bagă cineva seama? Da, am făcut cunoștință cu redactorul șef de acolo, Cornel Popescu. L-am vizitat de mai multe ori, i-am arătat că am publicat în revistă și o să te ajut. Dar cum de nu v-ați orientat mai întâi spre Dacia, care era aici la Doi Pași, condusă tot de un conjudețean de-al nostru? Nu cred că era condusă. Încă nu era? Nu era. Totuși era condusă de Căprală. Mai aici, așa. Creșterea cea mai importantă editură. Deci ați țintit direct la vârful editurilor românești din acea vreme. Și l-am cunoscut pe Corel Popescu, am mai băut cu el o butelie de vin, Corel avea diabet, nu pot bea vinul ăsta, e prea dulce. Dacă mai vii pe la mine să-mi aduci niște vin mai sec. Și mă ține Cornel un an. Mă, Cornel, ce faci? Nu-ți vine rândul. Nu venise încă vinul sec din Ardeal. Da. Și zice, nu mă, zice, mă, du-t volumul, zice, aia e cartea mea, zic, acolo erau vreo câteva sute de cărți acolo, puse, țipate pe jos de acolo. Zice, ăla-i dosarul meu, uite, aia e cartea mea. Ia-o și dă-o la secretar. Și eu dau la secretară și de ce? Ca să facă, să o dea la cineva, la un profesor universitar, să facă un referat. Că nu se putea altfel, știi? Și secretarul o pune pe dulap. Manuscrisul meu. Vin peste un jumătate de an, manuscrisul tot pe dulap. Doamne. Da? Între timp intră la secretară un poet sosit, tocmai a venit din Israel. Și dă două pachete de țigări. Opa! Zic așa. Iată cheia fericirii. Și mă duc în oraș și găsesc la niște arabi, iau și eu două pachete de Kent. Și le pun, le dau Doamnei. Și n-a durat două săptămâni și mi-a dat cartea la citit.
Fericit, mă cheamă Cornel Popescu. Ai și pe corectură. Să fac corectură. Dar între timp, Consiliul Culturii citise și el cartea. Și a scris lui Cornel un referat. Cornel Popescu. Acum mai ziceam Cornel că eram prieten deja. Cum vă permite să publicați asemenea literatură dușmănoasă? Cartea mea se numea Când înflorește oleandru. Mă, ce minunat e vara când înflorește oleandru. Ești tânăr, ești îndrăgostit, ești nu știu ce, știi? Și Când înflorește oleandru și alte 3-4 proze din inima cărții au fost eliminate. Deci Cornel scrie 2-3 proze patriotice, fac eu o chestie pentru tine, o copertă cu steagul partidului și te publică. Și m-a publicat în 1984, după ce am stat vreo 3-4 ani acolo. Acum v-aș pune o întrebare așa mai sentimentală. La vremea aceea nu existau calculatoare. Scriitorii își scriau manuscrisele într-un singur exemplar, în cel mai fericit caz în două exemplare, că mai mult nu se putea pentru că în mașina de scris la al treilea exemplar deja nu mai vedeai ce scrie pe foaia de hârtie. Și atunci vă întreb, pentru că ați povestit că stăteau ani în șir în edituri, în așteptarea unui referat favorabil, nu vă fost teamă că se va pierde lucrarea? Nu, pentru că odată aveam manuscrisul, eu scriu de mână așa cum am plăcerea asta teribilă să scriu de mână. Ce se întâmpla? Aveam o dactilografă foarte bună care îmi culegea textele. Săraca lucra la, Consiliul Județean. Era secretară pe acolo și culegea excepțional. Dar culegeam 3 exemplare. Și atunci un exemplar, primul exemplar, îl dădeam la și tot mă lăudea cu mine. Bă, ce curat e textul ăsta la tine. Eu insist pe detaliile astea pentru că acum este oarecum simplu și să scrii și să trimiți și să obții avizele favorabile pentru că sunt o puzderie de edituri, dar atunci existau câteva edituri în țară, foarte puține, în care scriitorii, așa cum ați spus și dumneavoastră, își duceau personal manuscrisele. Și nu numai atât, dar erau nevoiți să accepte de multe ori cenzura sau artificiile de care vorbeați, ca pe lângă cele 3-4 proze scurte sau povestiri, să accepte să scrie nimeni, și la comandă. Nimeni nu făcea imprudența pe care am făcut-o eu. Pentru că după ce eu am scris, apropo, am propus pentru publicare literatura aia dușmănoasă, eu am avut grave urmări după aia. Am intrat securitatea pe fir, că mi s-a transmis prin procurorul cu tare să-mi văd de treabă, că mi s-a transmis pe unul de la UTC, bagă de seamă ce scrii, și așa mai departe. Dar ce vreau să zic, să punctăm acum? Măi, e scriitor autentic sau nu e scriitor autentic? Cum te verifici? Apropo, atunci s-au scris, s-au publicat sute de romane de scriitori, important sau mai puțin importanți, se plătea extrem de bine, pe o carte puteai să-ți cumperi o mașină, sau mai știu eu, și au fost scriitori care au făcut avere din treaba asta. Adică s-au aliniat la cerințe și au scris la comandă. Au scris, nu chiar la comandă, dar ei știau ce să scrie. Băi, eu scriu asta, adică, apropo de niște scriitori din zonă, eu scriu despre Horia Proșca și Crișanu. Și atunci eu iau o groază de bani pe cartea asta, știi? Dar pe prima mea carte, acum să fiu bijene să spun, să nu mă poate spune cum îl aud, dar la prima criticică au fost vreo 7-8, dacă nu 10 critici literari care au spus ok, m-a sunat seara la 11 Valeriu Cristea, tata lui Daniel, Cristea Enache, să mă întrebe dacă dau voie să scrie despre cartea mea. Și a scris un debut excepțional în România literară. Adică verificarea asta este, dacă scrie critica, observă critica, că ești scriitor de valoare sau nu ești. Cum devii scriitor de valoare? Așa cum ți-a spus. Cu mult efort. Nu, mai întâi trebuie să te naști cu
cu ceva. Apropo de talanții de care se vorbește, să te naști cu o sensibilitate, să existe evenimente dramatice în câmpul tău orizontal și vertical, să muncești enorm, adică să ai pasiunea pentru citit la început și apoi să muncești enorm. Și aveam chestiunea asta trude. Trudeam atunci. Acum nu mai trudesc. După ce te perfecționezi, scrii, sunt lucruri pe care le-am scris dintr-o bucată. Și puține adăugiri am mai făcut. Dar atunci, în anii 80, trudeam imens. Spuneați că trebuie să ți se întâmple ceva fundamental. Scriitorul Cornel Nistea, în momentele în care se întâmpla ceva fundamental, vorbesc de anii maturității, că sigur de copilărie nu putem vorbi în acești termeni, dar în anii maturității, când s-a întâmplat ceva fundamental, ați simțit că acela este un capăt de fir pentru un viitor roman? Sau după ani, după perioade mai îndelungate, ați avut viziunea asta că ar putea fi un subiect de roman? Nu știi cum este. În timpul războiului, când aveam 5 ani, la poarta noastră, la vramnița aia de acolo, despre banda, a apărut un soldat rus. Și soldatul ăla rus mi-a creat emoții. Ce o să văd? În timpul războiului, să retrăiesc. Armata sovietică și română mergeau spre Berlin. Ei, a trecut un an și jumătate și tata a fost obligat să ducă grâul la arie. Și l-a luat aproape tot. Și când s-a scandalizat, împuternicitul i-a pus pistolul la tâmplă. Ei, astea sunt elementele fundamentale. Adică, deci așa se întâmplă, știi? Urmat, în perioada aia dictaturii comuniste, am fost urgesit de tot. Cel mai dramatic a fost că într-o ședință de partid, când se făceau iepurările, un fost iubit al mamei, de la 16-17 ani, cine știe, trebuia să se răzbune pe tata care era venetic. Și a spus în ședința de partid, eu nu știu ce funcție au avut în garda de fer tovarășul Nistea. Și idioțenia asta a apărut în toate dosarele noastre de mai târziu. Deci noi n-am putut progresa niciodată, pentru că s-a făcut gluma asta idiotă. Astea sunt chestii dramatice, știi? Și acum, când mai stau să... Am scris o poveste la care țin imens. Imens despre trădarea asta. Ideologia și caprele înțeleptului. Ideologia. Cel mai sărac om din sat, tot devine secretar de partid. Și el avea capre. Și la un moment dat a venit împuternicitul să facă, cum îi zice asta, să nu numere caprele. Și întreabă, mă, și doamna, câte capre ai? De unde să știu eu, mă, câte capre am? Nevastă mea cu caprele. Bă, nu-ți bate joc de mine. Eu te dau la partid, la securitate. Dar cine vrea, mă, să știe câte capre am eu în o gradă, mă? Bă, Uniunea Sovietică și tovarășul Stalin. Cum, mă, Uniunea Sovietică? Și se duce și de ordine secretarul de partid la ședință, acolo vârful muntelor la școală, și întreabă pe ăștia, bă, știți voi cine e cel mai deștept om de lume? Ăștia, toți perioadă. Bă, nu... Studiam documentele. Bă, niciunul nu știe. Nici tu, Vasile Bacio, că s-ar chema pe idiotul ăsta. Nu știi cine e. Spune tu că tu ești mai deștept. Tovarășul Stalin, mă, nenorociților, e cel mai deștept om din lume. Multe din întâmplările acestea le regăsim în scrierile dumneavoastră. Mai ales în jurnal. Dar și ne-ați împărtășit câteva din sentimentele pe care le-ați trăit atunci când a apărut prima carte publicată la cea mai mare editură din România. Prestigioasă. Prestigioasă. Bănuiesc că și cu un volum mare de lucrări fiind prestigioasă și cu
scriitori prestigioși, dar aș vrea să-mi spuneți dacă aceeași bucurie ați simțit-o în momentul în care lucrările dumneavoastră, volumele dumneavoastră, câteva dintre ele, deocamdată, au fost traduse și au făcut pași în afara granițelor țării. Și mi-aduc aminte că un important premiu a venit spre dumneavoastră prin intermediul, un premiu obținut de la tinerii cititori prin intermediul unui proiect european care chiar așa se numea, Premiul Tânărului Cititor European. Ați fost chiar aici la bibliotecă, în mijlocul copiilor care aveau obligația să citească 5 scriitori traduși în limbi străine și dintre ei să aleagă pe cel pe care l-au îndrăgit mai mult. Printre acei 5 a fost și cartea dumneavoastră tradusă în limba franceză și Inocența Șarpelui. Inocența Șarpelui. Și în România ați fost singurul scriitor prins în acest proiect european alături de 4 străini și ați fost cel care ați participat la proiect aici în România. Da, mai întâi a fost surpriza, cum adică Monica Grosu mi-a citit Inocența Șarpelui. Tu, Monica, unde ai găsit-o? Deci eram profesoară la Ponor și m-am dus la bibliotecă și am luat cărticica dumneavoastră Inocența și am citit-o acolo. A fost mirarea, cum adică la biblioteca din Ponor? Da, domnule, ajungeau cărțile astea în bibliotecile noastre cele mai îndepărtate. Apropo de starea bibliotecilor din țară, din județ și din toată țara. Și apoi Monica și colega ei, nu mai țin minte cum o chema, au inițiat acest proiect și ne-am întâlnit cu bucurie, cu foarte mult. Și cu Sonia Elvireanu. Și ea a fost implicată în proiect. Și am avut foarte multe întâlniri cu copiii, cu elevii și au fost foarte interesante discuțiile astea și mereu le-am spus cum devii scriitor, știi? Și adică ce trebuie întâi să ai pasiune de citit, apoi să vezi o altă lume, să... Așa și a fost copiii ce... Da, dacă ne-a spus la Cluj, la niște copii acolo, la colegi de lui Sara, că am fost exmatriculat, unul strigă, și eu vreau să fiu exmatriculat. Și crezi-mă că vei fi scriitor imediat după aia. Cred că acestea sunt satisfacții mult mai mari atunci când tinerii apreciază scrierile dumneavoastră. Cred că satisfacția este mult mai mare decât atunci când este apreciată de oamenii mai copți, cu ghilimelele de rigoare. Mai ales în vremurile acestea în care tinerii mai puțin citesc carte tipărită. Da, să știi că copiii chiar mai citesc. Copiii amici. Când am scris Împăratul Lupilor, 10 povestiri pentru copii și am avut două experiențe mai interesante. Una la Iud, la colega noastră Casandra, așa, și acolo, într-o clasă, unde am dat mai multe autografe, vin doi copii după mine. Să veniți până la noi în clasă, că și citiseră două povestiri și să le povestesc eu cum am scris povestirile alea. Așa. Sau un sentiment grozav l-am avut după ce am dat 100 de cărți la orăștie. Eu când trec în orăștie știu că 100 de copii în 100 de case sunt 100 de cărți ale mele. Dar vă întreb, n-a fost greu după ani în care ați scris proză de oameni mari, să spunem așa. N-a fost greu să coborâți înapoi în copilărie? Deloc. Deloc. Mi s-a întâmplat că s-a născut Sara și nu știu dacă s-a mai născuse și nici nepotul meu, Nikita. Și într-o, eu ți-am mai povestit vouă că cum s-a născut prima proză din volumul acela. Că mă duceam, aveam plăcerea să mă duc la Iulius Mor să beau o cafea acolo de dimineață, înainte de a se scula oamenii din casă de la fiica mea. Și am lovit cu vârful pantofului un melc. Și m-am dus și am scris proza dintr-o dată. Melcul și măgărușul. Pentru că eu eram măgarul care lovise melcul.
Sara a aflat asta? Toți am aflat, toți am. Ne-am spus povestea mereu și cum am scris Împăratul Lupilor și cum am scris Pisciană Zdrăvan. Toate au plecat de la niște adevăruri, niște lucruri adevărate din copilărie pe care le-am aflat în copilărie. Domnul Nistea, acum că tot veni vorba de nepoata dumneavoastră Sara, care scrie și ea, spuneam mai devreme că și dintre frații dumneavoastră, unii chiar au scris serios, unii au cochetat, iată, ne-ați dezvăluit și dumneavoastră că unul chiar a primit un premiu, elefin. Credeți că se moștenește talentul acesta? Nu talentul, nu talentul, este disponibilitatea sufletească. Trebuie să existe o disponibilitate sufletească pe care vin din pe urmă, din cultură. Adică trăirile, cultura, studiile și așa mai departe, nu? Că există această stare, se poate crea această stare, dar să gravează pe urmă pe ea alte lucruri importante, munca, truda, cum spunea vieții. Au venit rând pe rând romane, proze. Ați cochetat și cu publicistica, ați scris câțiva ani buni în publicațiile publicațiile din județul Alba. Dacă ar fi să facem un bilanț la momentul acesta, câte volume poartă semnătura lui Cornel Nistea? Și aici nu mă refer la antologii sau alte forme în care ați publicat. Vorbim de cărțile de autor. Dacă spun că nu știu câte cărți am publicat, nu le-am numărat, dar în ultimii ani am avut o satisfacție specială, deosebită. A fost 4 ani în care am publicat 4 cărți de proză scurtă. Și ultima carte de proză scurtă, Iar nimic în cutia poștală, a fost premiată de Uniunea Scriitorilor. Și asta a fost oarecum un apogeu. Am și zis, gata, nu mai scriu proză scurtă, dar crezi că m-am lăsat de chestia asta? Nu m-am lăsat și acum am pe masa de lucru, am și promis că trimit o proză scurtă la România Literară. M-am făcut introducerea acolo. Gabriel, m-a publicat o proză scurtă. Da, bă, care? Și să spun cum îi zice? Îi zice un poet la Balamuc. Bine, mă! Dedicată lui Emil Brumaru. Extraordinar! Emil Brumaru, unul dintre premianții Premiului Național de Poezie Lucian Blaga, poetul care îmi place mie foarte mult, evident. Și pentru că tot am ajuns în acest punct, aș vrea să împărtășim împreună cu cei care ne privesc și ne ascultă câteva frânturi din ceea ce înseamnă la Alba Iulia Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba Hunedoara, o filială nouă, dar cu o activitate care bate de departe activitatea multor filiale din țară. Da, mai întâi a fost altceva. Mai întâi a fost revista Discoborul. Așa este, o revistă cu o vârstă frumoasă deja. Acum are 30 de ani. 1991. 90. A fost primul număr în 90. Cred că sau 91. 30 de ani. A fost ideea lui Aurel Pantea de a aduce lângă el scriitori autentici. Și atunci și prieteni, știi, și pe care te poți baza. Și atunci cei mai apropiați lui erau Eugen Curtea, Mircea Stâncel și eram și eu, adică eu nu eram atât de apropiat de el pentru că nu puteam participa la niște lucruri, nu-mi plăcea să beau, nu puteam bea. Nu puteați să faceți parte din Consiliul, reformulez. Nu puteați să fiți prezent mereu în biroul de la parcul din centru. Exact.
unde să beau niște coniace și eu nu făceam față, dar nici Mircea nu făcea. Nu face asta parte din boemia scriitorului român? Nu puteam, făceam parte, da, eu eram chiar un boem, am fost declarat scriitor boem, dar nu puteam. Dar redacția asta și-a propus lucruri extraordinare, să promoveze numai literatură de valoare. Adică revista să devină un element de interes național. Și asta a fost. Și pe urmă, adică întâi a fost inițiativa lui Aurel, eu nu prea cunoșteam scriitorii, să zic, canonici din țară, știi? Dar el avea și foști colegi de facultate și așa, mai ales cei din Târgu Mureș, unde fusese redactor la Vatra, și a dus scriitori de prima mână să publice aici. Și apropo de Discobolul, care denumire care vine de la o carte de eseuri ale lui Lucian Blaga, primele numere au fost dedicate chiar lui Lucian Blaga, prin pana lui Cornel Moraru de la Târgu Mureș. Și așa au publicat foarte mulți scriitori. Așa, ce se întâmpla? Aurel avea deja experiență de la revista Vatra și aș tot face niște rubrici interesante. Formă a apărut curând interviuri, anchete cu scriitori, până ce să facem noi mai târziu coloviile revistei Discobolo. Deci mai întâi au fost coloquiile revistei Discobolo finanțate de către primărie. Ce să spun, tot primăria pe timpul ăla ne finanța de tipărirea revistei, ca peste câțiva ani, după ce a devenit domnul Dumitre președinte, să fim finanțați de... E important de spus că lobby puternic în primărie l-ați făcut chiar dumneavoastră, pentru că aveați atunci o calitate oficială. Da, eram consilier local, eram șeful Comisiei de Cultură, de Sport, de ce turism, ce mai eram pe acolo și aveam un cuvânt de spus mereu atunci. Și, adică, fără finanțare nu puteai face. Pe urmă, tot primăria, domnul Hava, primarul Hava, să știi că e podul recunoștință, nu știu ce impresie are o parte din public, dar el a făcut multe lucruri atunci pentru revistă, pentru cultură. Adică ne-a finanțat el cărți. Pe urmă a venit Consiliul Județean și aici a fost și mai bine, știi? Privind acum retrospectiv, revista a ajuns acolo unde și-au dorit inițiatorii? Da. A ajuns să facă performanță, a ajuns să facă calitate. Asta și datorită unor colegi consacrați, colaboratori permanenți ai revistei, finanțați de bibliotecă de data asta. Și fără ei nu ar avea valoare respectivă. Evident că, pe urmă, a apărut această oportunitate extraordinară de a se înființa filiala. Și într-o vizită pe care am făcut-o la domnul Dumitreel, zice, păi de ce n-am face și la Alba Iulia o filială, știi? Și a vorbit cu domnul Manolescu și a zis nu, că... Noi într-o vreme în care se luase hotărârea la nivel național să nu se mai facă filiale. Să nu se mai facă dacă nu întrunesc anumite condiții. Dar condițiile erau bune atunci, că erau 20-22 de membri. Și domnul Dumitreu a promis că ne cumpără o casă și a și făcut-o și domnul Manolescu a fost imediat de acord. Și așa a luat ființă filiala și de acum eram altele organizații, filiala cu scriitori din două județe, Alba și Hunedoara. Și atunci toate proiectele culturale, pe urmă, ale filialei, dar mai ales cele ale unei scriitorilor, pentru că, apropo de mari proiecte ale unei scriitorilor, primul mare proiect al unei scriitorilor a fost Gala Poeziei, ca
care multă vreme s-a ținut la București și cu mare succes, că aici era chestia, pentru că s-a făcut la Ateneu cu sute de oameni. Pe urmă s-a făcut, s-a transferat la Alba Iulia la invitația domnului președinte Ion Dumitrel, s-a făcut ediția de la Sala Unirii. Și de atunci încoace, cu generozitatea Consiliului Județean, se face mereu la Alba Iulia Gala. Și cu amabilitatea președintelui Uniunii, pentru că, în paranteză, fie spus, îi poartă numele această gală. Da, era este cunoscută ca lista lui Manolescu. Lista lui Manolescu. Acum s-a mai schimbat puțin, că nu mai știm dacă va fi lista lui Manolescu sau se va chema altfel, ca în ultima dată a fost Gala Poeziei Clasice, știi? Și aici era altceva. Adică hai să vorbim despre scriitorii clasici și nu numai despre scriitori actuali, dar canonici, scriitori canonici, adică de primă linie. Sigur că odată înființată această filială aici la Alba Iulia, o filială care a adus în rândurile ei scriitori, inițial scriitori din Alba și din Hunedoara, așa cum revista Discobolu a îmbrățișat nume mari ale literaturii române și mai târziu chiar din toată țara. Din toată țara și mai târziu chiar și-a întins aripile și în afara țării, da. Pentru că au venit, chiar dacă de la scriitor român, dar de la scriitor român stabiliți în afara țării, a fost invitată revista să participe în afara țării la câteva proiecte importante. Mi-aduc aminte că ați fost la un moment dat în Italia, într-un proiect foarte frumos. Dar mă întorc și spun, așa cum revista s-a dezvoltat în acești 30 de ani și a depășit granițele județului mult, mult, cred că a crescut mult peste ceea ce ați sperat dumneavoastră atunci la început de drum, și filiala, în același mod, a cunoscut o înflorire, pentru că citind numele scriitorilor de azi din filiala Alba Hunedoara, am constatat că sunt scriitori născuți în toată țara. Exact. Am văzut și din Constanța, și din județele Moldovei, și din... Exact. Din Craiova. Iată că am devenit cumva, zic eu, un reper, pentru că dacă cineva care are posibilitatea să se înscrie într-o filială mult mai apropiată de domiciliul lui, optează totuși să vină în această filială, înseamnă că deja ea are un nume pe plan național și probabil că acest nume s-a clădit și prin proiectele pe care an de an le aduceți în fața comunității. Da, da. Acum chiar suntem în 6. În 6 august, data morții lui Lucian Blaga. În 6 mai. Da, 6 mai. Și în 9 ar fi trebuit să se desfășoare la Lancrăm Premiul Național Lucian Braca, opera Omnia. Dar datorită pandemiei am contramandat treaba asta cu jena că în România Literară a apărut deja că se ține. Dar nu s-a renunțat la idee, doar s-a amânat. Ei, acesta este cel mai recent proiect implementat aici în filiala Alba Hunedoara, dar înainte de acest proiect au fost proiecte care s-au adresat prozatorilor, romancierilor, poeților, tinerilor care creează. Da. Prin urmare, v-ați gândit și la cei care vin și din la spate. Cei care vin, dar aș reveni să spun că primele elemente de succes au fost colocurile revistei Discobolu. Nu pot să uit mirarea unor scriitori de primă mână și critici literari de primă mână, Ion Mureșan din Cluj sau Alcestele Can la Muzeul Unirii, când făceam aceste manifestări și de față cu Mircea Hava și cu Ion Dumitrel. Să spunem că are și un director onorific foarte important revista. Cred că îl mai are. Da, da, profesor Ion Pop, membru suplinant, nu suplinant, membru al Academiei, nu întreg, nu știu cum se cheamă asta. Și atunci,
atunci oamenii ăștia spuneau, nu se poate, nu ne vine să credem că se poate întâmpla, că se poate finanța. Așa. Și apoi, apropo de lucrul ăsta, au venit colocviile romanului românesc, l-am avut aici marele prozător Nicolae Breban în calitate de președinte al colocviilor, au fost mari scriitori așa, până ce a preluat aceste colocvii Nicolae Manulescu. Apropo de să nu uităm totuși de premiul Lucian Braga, pentru că acesta este un lucru important. A fost tot propunerea lui Aurel Pantea. El a propus acest premiu. Gândindu-se la două lucruri importante și ne gândim în continuare. Adică, mai întâi, să aducem un omagiu marelui Lucian Blaga, poetului și filozofului Lucian Blaga, să încercăm să îl readucem cititorilor mereu, să se vorbească despre importanța acestui poet uriaș, un poet expresionist cu elemente ale tradiției, ale spiritualității populare românești. Așa, a citi pe Blaga astăzi este oarecum o virtute. În același timp, primul acesta, Lucian Blaga, aduce oarecum satisfacție scriitorilor, celor mai buni poeți, să zic așa, poeților canonici care iau acest premiu și care se manifestă, pe urmă, într-o gală a poeziei. Acum, cu regretul că nu l-am putut organiza în 9 mai, o să organizăm, să vedem tot la Lancrăm, acolo la Casa Poetului, în lunile de vară. Trebuie să spunem că este un premiu Opera Omnia, este foarte important pentru că aceste premii sunt foarte rare și trebuie să mai spunem că au fost 3 nume realmente de frontispiciu care au obținut acest premiu și aș vrea dumneavoastră să ne spuneți care sunt cei 3. Da, primul norocos a fost Adrian Popescu din Cluj-Napoca. Din Cluj-Napoca, un poet remarcabil. Pe urmă, regretatul Emil și care scrie și o proză foarte bună. Da, eu am avut plăcerea să citesc o proză foarte frumoasă scrisă de dânsul. Eu îi citesc mai ales poezia și îmi place, adică îmi place care și spiritul acela, cum să zic, într-un fel de poezie, rugăciune și așa. Și pe urmă a fost regretatul Emil Brumaru. Ce noroc! În numele căruia am scris proza asta, un poet la Balamuc, și el chiar a fost la Balamuc. Mi-a povestit cum a fost la Balamuc. Dar ce noroc! Cum să zic? Ce mâna lui Dumnezeu că i s-a decernat chiar înainte de trecerea lui dincolo. Și pe urmă Ana Blandiana, colega mea de an, pe care m-a așteptat-o la Cluj să o iau cu mașina, să o aduc să ia premiu și zice, Cornel, nu cred. Eu nu pot lua premiu cât... Eu spun adevărul. Nu pot lua premiu cât domnul Nicolae Manulescu este președintele jurului. Te înșeli. Și așa a fost că s-a înșelat. Păi trebuie să mărturisim că jurizarea se face într-un fel anume, într-un fel care implică toate filialele din țară. Și adică nu jurizarea, nominalizarea. Nominalizarea și apoi, dintre poeții nominalizați, se dau niște voturi secrete, știu eu. Acum se întâmplă altfel, dar la început așa a fost. Așa a fost. Mai întâi a fost tot timpul, filiala Alba Hunedoara a propus 24 de nume de poeți. Numele astea au fost trimise la filiale
să se pronunțe și conducerea unui scriitor i s-a părut că nu-i bine, știi? Și atunci a zis, da, de ce să se pronunțe un șef de filială care nu este critic literar sau mai știu eu, poet sau mai știu ce. Și atunci s-a convenit să dea nominalizările astea, să le facă nominalizările astea un număr semnificativ de critici literari. Anul ăsta a fost doar, anul trecut au fost mai mult, anul ăsta s-a convins să fie 20 de critici literari. Și care au făcut deja nominalizările, se cunosc cele 7 nominalizări. Domnul Nistea, sunteți la momentul acesta un scriitor foarte cunoscut, un scriitor care nu-și mai știe numărul volumelor publicate, un scriitor tradus și care nu cere să fie tradus, ci se propune să fie tradus, ceea ce este foarte important. Un scriitor care a ajuns să aibă cea mai importantă funcție în filiala Alba Hunedoara a Uniunii Scriitorilor. Un scriitor apreciat de critica literară, chiar dumneavoastră ne-ați spus că ați avut bucuria să aveți critică favorabilă. Acum, ce și-ar mai dori scriitorul Cornel Nistea pentru anii care vor veni? E, când întreb treaba asta, am așa un fel de groază, că tu ai fost la mine și ai văzut manuscrisele alea pe masă, două teancuri mari de așa, de câte... Dar foarte bine organizate, m-am mirat sunt foarte bine organizate. Și mai este și nebine organizate acolo. Și în dreapta am proze scurte și alte chestii pe care să le scriu și pe care nu le-am terminat și în stânga am romanele și pe care nu o să le pot termina niciodată. Adică acum chiar încerc să mă mai energizez puțin, să mă încurajez, să lucrez, să scriu la ceva. Sigur că pot fi întrebat, da, chiar acum ce aveți de gând să publicați? Acum am de gând să... Deci am dat la tipar o chestie simpatică, adică la care țin jurnal pe 3 ani, 2013-2015, inclusiv vizita noastră în Italia, astea acolo. Am lucrat, apropo de pandemie, pandemia mi-a făcut foarte bine anul trecut, că am început să scriu un roman și mi s-a cules 220 de pagini deja și nu îndrăznesc încă să tipăresc fulgurațiile, așa să le-am numit, fulgurații ale memoriei și ar fi 350 de pagini de memorie, așa. Și romanul ăsta la care lucrez și m-am oprit într-un loc, am zis, nu mai am curajul să mai scriu la el, ca așa. Dar am două romane inspirate, apropo de ce spuneai, dar muntele ăla, tot n-a zis nimica de acolo, nu strigă, scrie ceva despre strămoși. Și am scris și ceva despre strămoși. Domnul, este sigur că ar mai fi foarte multe de spus, povești nenumărate. N-am vorbit despre carnetul pierdut cu toate însemnările din Paris. N-am vorbit despre ceea ce a însemnat munca de teren a inspectorului de la cultură. N-am vorbit despre întâlnirile fenomenale pe care le-ați avut de-a lungul timpului cu personalități marcante din cultură, cu scriitori foarte importanți. N-am vorbit despre dialoguri pe care le-ați avut cu aceste personalități. N-am vorbit despre partea de publicistică pe care, așa cum singur ne-ați mărturisit, s-a întins pe un număr important de ani și toate acestea aș vrea să le mai rememorăm împreună într-o altă întâlnire, cândva, cu un alt prilej, pentru că trebuie să spunem că întâlnirea de astăzi ne-a fost prilejuită de cel pe care l-ați numit mai înainte, de Lucian Blaga, care, iată, peste timp, ne oferă încă aceste Eu nu pot tăcea încă, trebuie să mai spun un lucru. Eu am citit memoriile lui Ide Sârbu, asistentul profesorului universitar Lucian Blaga.
Și Ide Sârbu spune un lucru extraordinar despre Lucian Blaga, cum l-a văzut ultima dată. Întâlnirea lui cu Lucian Blaga ultima dată, în 1956. Și spune, eu l-am văzut pe Lucian Blaga plângând. Cum să-l vezi pe Lucian Blaga plângând? Și Lucian Blaga spune că o să mor ca un câine, că opera mea va fi uitată, voi fi uitat. Deci Blaga a trăit și asemenea clipe. Plus, pe urmă, dezastrul lui sufletesc de a fi înlăturat de la catedră, pătimirile lui. Dar Blaga, până la aceste pătimiri, scrisese o operă fundamentală. Scrisese volumele lui de poezii, scrisese trilogiile teatru și fusese primit membru al Academiei Române cu excepțional elogiu satului românesc. Deci, da, e bine să ne întoarcem mereu spre valori. Și, eu vă mărturisesc sincer că de ani de zile citesc Blaga și despre Blaga și în fiecare an mai descoper ceva nou în biografia lui Lucian Blaga, dar înțeleg altfel și poezia și critica făcută operei sale. Și anul acesta, de exemplu, am descoperit niște întâmplări fabuloase ale lui Lucian Blaga, văzute prin ochii lui Gheorghe Pavelescu, iată, o altă personalitate importantă. Esențial este ceea ce a creat Blaga și pentru fiecare scriitor, asta este esențial. Măi, am scris ceva de valoare, rămân sau nu rămân? Dacă chestia asta rămâi sau nu rămâi, asta rămâne într-o incertitudine eternă. Acum eu aș spune că îndemnăm pe toată lumea să citească pe Lucian Blaga, nu numai pentru că zilele acestea tot ce se întâmplă, se întâmplă în jurul personalității marcante a lui Lucian Blaga, să citească pentru că vor înțelege viața într-un fel anume citindu-l pe Lucian Blaga. Vor avea revelații, că aici exact. Îi îndemnăm să citească și Ide Sârbu, pentru că este unul dintre marii scriitori ai României și scrie extraordinar. Și a pătimit și el. A pătimit, dar iată că peste timp memoria lui este reabilitată, da, și este cinstită într-un fel anume. Să îndemnăm, dacă tot am ajuns la Ide Sârbu și la Blaga, să îndemnăm oamenii, exact cum a spus dumneavoastră, să meargă la teatru, să meargă la concerte, va veni și vremea aceea. Pentru că teatrul din Petroșani poartă numele lui Ide Sârbu și mai ales să îi îndemnăm să citească romanele lui Cornel Nistea. Eu am avut bucuria să citesc printre primii ultima proză scrisă de Cornel Nistea, cea mai recentă proză scrisă de Cornel Nistea, Vedenia, în care realmente am avut impresia că sunt la Sălciua în perioada interbelică, trăind alături de cele două categorii de săteni de acolo, cei foarte săraci și cei bogați. Prin urmare, nu doar Vedenia, ci tot ce a scris Cornel Nistea este o frântură de viață, de azi sau de ieri. Așa este. Un gând de la Cornel Nistea pentru cei ce ne privesc, și apoi vom încheia această frumoasă întâlnire cu promisiunea fermă că veți mai veni aici la Biblioteca Județeană să înregistrăm și alte amintiri. Nu știu dacă e potrivit să mai fac încă un îndemn lumii și mai ales tineretului să citească. Copiii trebuie să citească în primul rând. Pentru că de acolo se naște pasiunea pentru citit. Am observat din întâlnirile mele cu cei tineri că sunt situații în care vor citi toată viața. Când am fost profesor, i-am rugat pe copii,
dacă nu poți citi romanul ăsta în întregime, citește măcar 10 pagini. De unde am învățat lucrul ăsta? Trebuie să mai fac o mărturisire acum, să rămână. După Revoluție, Iulian mergând la teologie și fiică mea devin bisericoș, a zis, du-te și te spovedește. Și unde să mă spovedez? Nu mă spovede la directorul școlii să afle de minunile din viața mea. Și m-am dus la o mănăstire. Uite, îmi scapă numele acum, la Recea, lângă Târgu Mureș, unde era părintele Ioan, care mă rugase ceva prin telefon, pusese o pilă, să nu las pe unul coricent. Cât o fost de popă. Sunteți foarte sincer. Cât o fost de popă. Așa. Și am stat 4 zile acolo și m-am acomodat acolo cu mănăstirea și m-am spovedit. Ei, mă întreba părintele că nu știam ce să zic. Ai fost criminal? Ba. Ai fost homosexual? Ba. Ai fost nu știu ce, așa. Ai înșelat, ai făcut nu știu cum, știi? Și eu după ce mă mărturisesc acolo, ascult ce le spune la babele alea care se spovedisere. Acum n-am numărie. Să citești 2 versete din Noul Testament. Și eu mă gândesc, mă, cum 2 versete? Să citească 2 versete? Păi, dacă nu citește tot capitolul, păi părintele îndeamnă să citească 2 versete, că citește ea tot capitolul. Și atunci așa le spuneam și eu la copii. Bă, la elevii mei de la seminarul teologic, bă, citiți măcar primele 10 pagini, că apoi vedeți voi ce pățiți. Dacă încheiem tot într-o notă din asta de poveste, domnul Cornel Nistea, vă mulțumim foarte frumos că ați acceptat invitația noastră aici la interviurile bibliotecii și nădăjduim că va fi la fel de interesant și pentru cei de acasă care ne urmăresc să afle frânturi din viața scriitorului Cornel Nistea, un scriitor împlinit și profesional și familial. Pentru că aveți 2 copii frumoși pe care tocmai i-ați pomenit, Iulian, preot în Paris, și fiica dumneavoastră, medic în județul Cluj, și 2 nepoți extrem de talentați, Sara și Nichita. Încheiem așadar povestea noastră cu gânduri bune pentru întreaga familie Nistea și cu spor la treabă scriitorului Cornel Nistea. Mulțumim! Dumneavoastră vă mulțumim și ne revedem la următorul interviu al bibliotecii.